Numele este domnul Cristian Pașcu. Sunt important corespondent al Agence Press din județul Botoșan, corespondent TV și în același timp unul din mari realizatori din județul Botoșan. După cum știți, astăzi este o zi foarte importantă pentru România, cât și pentru Europa, ziua de 9 mai, ziua Europei. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre această zi și considerați că Europa sau Uniunea Europeană va ajuta România să iasă din criză. Ar vrea să fie așa. Nu pot să spun decât că să mă mândru și eu ca oricare alt român că facem parte din această structură europeană. E o structură care ne ajută pe fiecare dintre noi probabil să tindem la civilizația din vestul Europei. Aș vrea să cred că Europa este cea care ne va ajuta mai ales în momentele astea dificile, momentele în care România se află într-o adâncă criză economică. Sunt premise că Europa este cea care ne poate salva din criza în care ne aflăm. Este extrem de dificil să gândesc eu care sunt modalitățile prin care Europa ne poate ajuta să ieșim din problemele pe care le traversăm, însă sper ca mai mari acești țări să ia deciziile cele mai importante, să apelăm la Europa atunci când este nevoie și să luăm deciziile cele mai bune pentru poporul român. Ziua de 9 mai este evident mult prea importantă, nu doar pentru noi, că noi am intrat în Uniunea Europeană mult prea târziu. Sunt europenii care s-au asociat în urmă cu peste 50 de ani și știu foarte bine ce a însemnat această asociere, cât de bine le-a fost să trăiască într-o familie prelărgită. Știu de asemenea că noi am beneficiat de o serie de avantaje după aderarea la Uniunea Europeană și pe seama acestor avantaje, cred că trebuie să spunem că merită ca această structură internațională să rămână viabilă. Sper ca europenii să ne mai accepte pe noi ca popor român să facem parte, a ei să mai accepte ca această structură să funcționeze, pentru că existau și speculații potrivit cărora Uniunea Europeană se va desfința începând de 2015. Suntem prea săraci lângă cei mari, dar sper că ăia mari să înțeleagă că avem și noi nevoie de sprijinul lor și iată că este importantă Europa pentru Botoșan, pentru România. Știm că ați fost corespondent TVR și vreau să vă întrebăm dacă în decursul acestor ani ați abordat teme despre Uniunea Europeană sau despre România, despre România în aderarea Uniunii Europeane? Am abordat, poate nu prea profund, cum ar trebui să se întâmple, pentru că temele pe care noi le abordăm, de regulă, sunt cu impact imediat și impact local. Am fost participant împreună cu alți doi importanți ziari din Botoșan la un curs de pregătire în materie europeană și știu foarte bine care este drumul pe care ar trebui să mergem pentru a vorbi de Europa într-un mod fericit. Spuneam că la nivel local este mai greu să vorbești de Europa în fiecare zi, dar tot ce se întâmplă în Europa ne influențează pe noi în fiecare zi, astfel încât orice program european cu finanțare spre Botoșani practic înseamnă aceeași Europa, înseamnă tot Uniunea Europeană și tot politica europeană în toate țările care sunt membre ale acestei structuri. Bineînțeles. Ați avea un mesaj să dați acestor tine, precum sunt și eu, de la cursul de jurnalist, să-i îndrumați spre jurnalist? Da, ce le-aș sugera este să tindă spre o perfecționare continuă, să își dorească înainte de toate să facă jurnalism, pentru că jurnalismul este atât vocație cât și plăcere înainte de meserie, să tindă spre o Europa care are niște principii în materie jurnalistică și să vină cât mai repede ca și colegii în redacția noastră oriunde am lucrat noi. Bineînțeles, nu suntem pentru interviu.